Deci, după acest generic, să vedem care sunt ideile de bază, pentru că ați observat chiar și pentru viitor, deja am depus un proiect pe celule STEM, vom vedea ce se întâmplă la UEFIS, dar propriu-zis, ceea ce știm și ceea ce ne propunem legat de sistemele și tehnologiile computerizate, care din ce în ce mai mult pătrund în tehnicile noastre curente, evident, având software, având ideea utilizării roboților medicali sau sistemului de navigare 3D și, bineînțeles, în condițiile în care ne propunem un diagnostic corect și corespunzător. Dacă realizăm un paralelism clasic model privind reabilitarea orală, aici ne gândim ce înseamnă să avem precizie și, mai departe, ce înseamnă o aplicație manuală a sistemului propriu-zis de măsurare, pentru că doar pe CT putem gândi acest lucru. În contextul acesta, sistemul 3D computerizat permite, cel puțin, o evaluare mult mai precisă, o introducere, ca să spunem, prin intermediul unui soft a unor noțiuni cu vizibilitate și imagine de măsurare, de metrizare, deci în cele trei planuri. Și în condițiile acestea, dacă adăugăm sistemul de navigare, avem șansa ca aceste lucruri precise să fie chiar și vizibile în timp real. Bun. Sigur că în acest sens există și aici ideea, înainte de toate, a colaborării cu echipa propriu-zisă care evaluează, analizează, ați văzut tot felul de analize de laborator, testări de materiale și doar în final, după un planning corespunzător a elementelor care urmează a fi realizate și realizarea unui WhatsApp, setup, mock-up, putem finaliza, ca să spunem, tot ce se cheamă etapă protetică de aplicare a implantului. Bun, în condițiile acestea, sigur, toate sunt din start și urmărite și planificate pe pași, așa cum vedem și aici, verificând paralelismul, pentru că avem nevoie de acest lucru cu planificarea propriu-zisă, însemnând pe lângă dimensiune implantare aplicarea numărului în raport de protezarea propriu-zisă pe care o avem de realizat sau în continuare dacă urmărim elementele și identificarea, ca să spunem, a structurilor care iau parte la anatomia propriu-zisă a capitalului osos în care realizăm implantarea și de care să ne ferim. Ați văzut că, în general, fie că discutăm de mandibulă, unde e nervul dento-alveolar, sau dacă discutăm de gaura mentonieră, sau de maxilar, de fosele nazale, sinusul maxilar, lucrurile acestea mult mai ușor pot fi puse în evidență când discutăm de acel CT și, bineînțeles, în condițiile în care dorim să aplicăm și navigarea, realizarea ghidului radiologic respectiv, ghidului chirurgical, prin intermediul cărora putem să selectăm mai departe, în urma selectării implantelor și poziționării lor, putem realiza acest lucru pe alți parametri. Bun, în acest sens putem aprecia volumul osos ca înălțime, grosime, un lucru fără de care nu putem concepe tipul de implant. Așa cum unii și mai practică, deschizând și văzând oare ce grosime găsim la capitalul osos și în funcție de asta, pe loc, să alegem implantul. Este o mare greșeală. Bun, evaluarea acestui capital, interpretarea elementelor și a imaginilor propriu-zise cu precizia aplicării inserției implantelor în direcția care să ne permită o cât mai puțină angulare a bondului, pentru că, altfel spus, declanșăm o periimplantită prin trauma ocluzală, prin forțele aplicate,
Sigur că în acest sens ne-ar interesa, așa cum profesorul Sandal spunea, o analiză în prealabil, o cruzadă, care să aprecieze acest lucru pe fiecare sector în parte, și după aceea putem să trecem la navigarea propriu-zisă cu fazele respective. Sigur, examenul clinic, fără examen clinic, paraclinic, nu putem discuta. Selectarea, identificarea pacientului este foarte importantă, pentru că dacă avem afecțiuni generale, așa cum ați văzut și dimineața discuția profesorului Garfunkel, e foarte important să vedem când aplicăm, cum aplicăm, este voie să aplicăm, dar nu în situație limită. Evident că mai departe determinarea sau identificarea cazului, consultarea lui și realizarea unui diagnostic radiologic corespunzător. Pe OXA putem aprecia tipul de protezare care urmează a se realiza, trecând la faza 2 de scanare și mai departe de fabricare în laborator a iedului propriu-zis. Să vedem, cu ajutorul fie a programelor, Simplant este cel mai utilizat, dar m-am apropiat de cel Simplant prin sistemul RoboDent. Am aplicat aceeași planificare, bineînțeles CT-ul pacientului fiind introdus în computerul propriu-zis, după care planificarea, evident, înainte de intervenția chirurgicală, am realizat-o pas cu pas. Sigur că stabilirea planului de tratament, evident, analizând pe secțiuni ce se întâmplă, sigur că realizând cu o consultare în prealabil a pacientului, pe operatorie, pentru că este foarte important să știm și clinic cum se comportă situația în cavitatea orală, urmând, bineînțeles, realizarea ghidului propriu-zis chirurgical în laborator, e de preferat pe sistem CAD/CAM și, bineînțeles, mai departe, cu ajutorul lui, aplicarea elementelor respective. Bun, în condițiile în care aplicăm și realizăm cu ajutorul ghidului chirurgical pe sistemele acestea de navigare implantarea, și nu numai pe sistemul de navigare, dar când ghidul servește la stabilirea arsului implantar, la aprecierea elementelor implantare, este foarte important să alegem și tehnica operatorie, flapless sau fără, deci cea clasică. Am realizat comparativ pe cele două categorii ca să fim siguri că suntem în poziția corectă, la adâncimea corectă. Sigur că, în final, totul se termină cu restaurarea protezei, care trebuie să se realizeze în contextul în care realizăm și o implantare imediată. Poate fi imediată sau separat realizată sau cu timp întârziat. Privind reevaluarea și planul propriu-zis al implantării pe sistemul acesta de navigare, presupunent realizarea studiului, localizarea axului și, mai bine zis, a tehnicii propriu-zise de implantare, urmărirea pe secțiuni a poziționării precise a implantului, verificarea paralelismului lor și o imagine clară asupra implantului și asupra scanărilor pe care le-am realizat. În situația în care deja am stabilit unde le aplicăm și tehnica prin care realizăm aplicarea, avem misiunea foarte importantă, bineînțeles în condițiile unei osteodensitometrii care o facem în prealabil, să realizăm și pe cea la nivelul osului în care implantăm acest lucru prin intermediul softului respectiv, o facem odată cu stabilirea celorlalte detalii menționate anterior. Aici avem ghidul chirurgical, amplasarea elementelor implantare așa cum o știm în mod uzual și, sigur, în următoarea etapă, dacă privim o comparație cu sistemul clasic de implantare, avem edentația, să spunem, în zona frontală, o exemplificare,
la fel Dental Masterul, care ne stă la dispoziție să facă schema respectivă cu bonturile, cu lucrarea protetică care le face zona anterioară sau pe sistemul propriu-zis scanat și computerizat, care construiește tot ce se cheamă substructură și suprastructură protetică, având în vedere mai departe refacerea estetice în zona respectivă. Legăturile care trebuie să le avem foarte clare între soft și respectiv ghid se pot vizualiza foarte bine, având în vedere că paralelismul respectiv ne permite aplicarea unei soluții protetice. Dacă avem un disc paralelist, apelăm la soluția mobilă. Sau, sigur, în limitele posibilităților, prin angularea care o facem și care o avem la dispoziție ca permisiune, să putem aplica tot soluția fixă propriu-zisă. Iată că avem simularea situației în care aici spațiile sunt destul de înguste, mici, în mod normal ar fi trebuit urmat un tratament ortodontic, pentru a aplica implantul de diametrul și lungimea corespunzătoare dintelui care îl avem de înlocuit, respectiv incisivul lateral, unde 3,75 ar fi fost în jur de diametru propice pentru zona respectivă. În condiții în care apelăm la mini-implantul, așa cum ați văzut aici, sigur că trebuie să ne luăm măsuri suplimentare legate de rapoartele de ocluzie și ghidajul anterior, pe care, sigur, trebuie să fie cu menajamente față de implantul propriu-zis. Deci un overjet mult mai crescut. Hai să vedem aici aplicația în paralel cu schița anterioară de simulare pe o situație care a fost în contenție. Aici, după tratamentul ortodontic fix aplicat și menținându-și spațiul propriu-zis, în spațiile respective aplicate implantele care refac aici integritatea arcadei în urma protezărilor realizate. Și în condițiile acestea, estetica din zona frontală este reabilitată. Sigur că tehnicile reconstructive pentru zona laterală, care de multe ori, și așa cum știm, necesită lifting sinusal în urma simulării de aici, se vede foarte clar că e necesar refacerea volumului osos din această zonă, ca și cum în zona respectivă ar fi fost înainte, deci ar fi fost molar în momentul de față. Evident că trebuie să ajungem la acest volum osos, atât în plan transversal, cât și în plan vertical. În situațiile în care avem, cum se vede, o edentație totală, edentație care de obicei o apreciem în raport de volumul crestei, dacă e nevoie să realizăm augmentări, dacă nu aplicăm, așa cum se vede, overdenture-ul, fie retenționat prin intermediul barelor sau ball attachment-urilor, există variante diferite, dar care le alegem în raport de capital osos existent. Și, bineînțeles, de ce să nu recunoaștem posibilitățile pacientului? Pentru că dacă ne limitează la un număr redus de implanturi care le concentrăm pe zona anterioară, în special interforaminal, sau aici ați văzut și acest artificiu de aplicare oblică ca să evite pătrunderea în gara mentonieră, lucru care, cel puțin pentru soluția mobilă, nu oferă riscuri, dar pentru soluția fixă e interzisă această variantă. Sigur că avem în paralel de simularea care am văzut-o, pe cazul acesta, pe maxilar mandibulă, varianta clasică, așa cum am spus-o, cu gutiera, ghidul chirurgical, prin intermediul căruia am aplicat elementele, sigur, de obicei îl utilizez pentru formarea practicienilor la atestatul de implantologie, pentru că, în general, acest sistem de învățare permite practicienilor, după terminarea facultăților, să aprofundeze acest domeniu și doar după un an, acum vor fi 2 ani de învățare, așa cum este în Europa, așa ați auzit,
în paralel desfășurând și masterul pe limba franceză, respectiv pe limba engleză, deci DEU, echivalent, pentru a realiza mai departe desăvârșirea pregătirii în acest domeniu, la acest caz obținându-se elementele interforominal aplicate, bineînțeles urmând pașii normali de implantare, de decapișonare, de amprentare, sigur cu lingura deschisă, da? Și bineînțeles mergând spre ideea realizării unui sistem care să permită o mult mai bună ancorare a protezii și retenția sa, deci e o combinație între bolă Tegmont și bara care susține și realizează chiar imobilizarea implantelor respective cu lucrarea protetică peste mobilă, deci care să fie mult mai bine retenționată. Spuneam și tot discutam până în prezent de sistemul robotizat care face ca precizia în acest domeniu să fie oferită tocmai de urmărirea acestui colț al imaginii, care înseamnă avertizare pe această coloană cu cod, când ajungem la roșu, deja înseamnă că am intrat fie în canalul nervo-alveolar, fie în gaura mentonieră, deci este un avertizor imaginei. Avem un avertizor sonor, care și acela te avertizează când atinge aceste zone. Sigur, de altfel, când realizăm frezajul, în timp real, putem urmări navigarea propriu-zisă pe care o facem și atunci chiar putem aprecia în situațiile în care avem un canal mult mai sus, putem merge paralel cu el și într-o poziție lingualizată, de exemplu. Iată acest lucru, oricât de bine ar fi citit CD-ul respectiv, nu s-ar putea realiza. Bun, deci ați și văzut, ca să spunem, în imagine, detectarea piesii, detectarea frezei, mai departe aplicarea pașilor pe care îi știm și care înseamnă planificare, navigare și, în final, inserția implantului propriu-zis. Sigur că totul va putea fi precedat și chiar formând practicieni în acest sens, prin simulare pe roboten, deși există șansa simulării pe simulatoare de asistate 3D. Aici avem rezidenții care chiar au asistat grupe de studenți pe denzimurile respective, însemnând navigare pe orice manoperă, că înseamnă cardiologie, că înseamnă preparări dinților pentru coroane de veliș. Aici este lampa telemetrică, prin intermediul căreia putem face detectarea respectiv. Aici avem derularea, să zicem, a simulării, care pe robot, sigur, e mult mai precisă decât pe denzim. Bun, iată că în momentul în care acest reper ajunge pe mijloc aici, avem altfel, avem imediat șansa să fie detectate, deci vizibile frezele în momentul în care realizăm frezajul. Aici avem modulul de implantologie pe densimul. Este sistemul aplicat pe fantom și care, așa cum îl vedem aici, gradul de precizie sau, mai bine zis, acuratețea imaginii este un pic mai redusă decât pe robot. Aici sunt instalate densimurile în clinică și mai departe, sigur, imaginile care completează practica propriu-zisă pe acest sistem. Hai să vedem pe caz. E dentat total maxilar, așa cum se vede, cu un capital osos ușor redus. Am realizat gutiera, la această gutiera aplicată, atașată, sistemul care permite în acest punct să detectăm freza și, bineînțeles, cu ajutorul căruia pacienta realizează CT-ul. Bun, cu CT-ul propriu-zis, deci aici avem și imaginile clare, să vedem ce urmărim ca și capital osos. Pe ce selectăm și ce selectăm? Avem secțiunile acestea, iată pe ele, pe astea nu le selectăm, aici putem merge mai departe selectându-le.
Se vede deja grosimea osului redusă foarte, foarte mult, deci secțiunile respective nici nu le luăm în considerare. Zona în care, de exercițiu, ca să zicem așa, în utilizarea robotului, am aplicat-o în zona intersinusală, care pentru pacienta respectivă însemna un privilegiu ulterior prin stabilizarea mult mai bună a protezei propriu-zise. Aici paralizarea lor, pentru că odată fixat unul, toate celelalte se paralizau imediat. Da? Deci aici amplasarea lor, aplicarea lor exact pe mijlocul secțiunii, pentru că te joci până când el este plasat acolo. Altfel spus, e clar că și în navigarea propriu-zisă ieșim din secțiunea pe care o analizăm și suntem în afara ei, lucru care nu e de preferat, pentru că atunci nu ai apreciat foarte bine unde te situezi. Sigur că, așa cum vedeți, nu am realizat lambou acolo și am urmărit ca prin tehnica aceasta să măsurăm, să apreciem și să avem reperele exacte cele care le-am evaluat pe CT-ul propriu-zis. Deci să avem o foarte bună apreciere și o evaluare, pentru că un grad de eroare, dacă apare, deja înseamnă că nu mai e precis sistemul. Lucru care nu l-am constatat până la ora asta. Deci încă mai e sub urmărire acest sistem. Spuneam că și osteodensitometria, cu aceeași ocazie, în paralel spuneam cu tehnica clasică și cu tehnica modernă și tehnica clasică, pentru a avea aprecierea exactă că suntem acolo unde trebuie. Bun. Pe o altă situație, cu evaluarea clasică, așa cum ați văzut-o, și evaluarea pe softul propriu-zis, în zona laterală, cadranul 3, și care, cu același algoritm, ca cel de până acum, presupune mai departe analiza în cauză. Sigur, aici poate câteva exemplificări, în Moldova se știu de acum, probabil mai departe trebuie să se știe cam unde ajungem când nu măsurăm ce trebuie, când nu apreciem fie pe sistem clasic, să poate și pe sistem modern, dacă nu urmărim bine situația, să intrăm în alte zone interzise, cum este aici, la acest caz de malpraxis, întrucât la evaluarea dosarelor de malpraxis am constatat multe situații, cum este această situație, când implantul este în sinus, fără să realizăm lift, fără să realizeze liftingul sinusal la această pacientă, sau aici implantul este în canal, sau după 3 ani se vede situația total ieșită din osa implantului în cauză. Deci lucrurile sunt destul de grave. În cavitatea orală, așa cum vedeți, s-a fracturat masca, aici este deșosat, ocluzia este inversă. La acest caz, motiv pentru care sigur, acel medic nu a selectat pacientul așa cum trebuie și, bineînțeles, a descoperit situația în cauză. Iată și aici, implantele sunt în canal. Un alt caz, întrucât pe comisia aceasta de malpraxis, fiind prezentă, nu pot să nu iconografiez cazurile respective și, prin explorarea situației, întrucât pacienții vin în disperare de a-și rezolva problema, pe lângă explorarea, analizarea dosarului, trebuie să și remediez ce se poate. În sensul că, la acest caz, ați văzut implantele cufundate complet în alveola lor, probabil s-a dorit o implantare imediată, dar fără succes, și care, bineînțeles, mai departe însemna o comblare a cavității și, după o regenerare a capitalului osos, o altă implantare. Hai să vedem un alt caz foarte interesant, cum l-am mai prezentat poate, dar care este foarte actual. Vedeți aici, din pacienta a început de anul trecut să-și facă imagine, pentru că situația e disperată. Dacă vă uitați, dinții aceștia sunt integri, au fost extrași, așa cum vedeți, și în locul lor s-au aplicat implanturi, dar s-au aplicat total aberant. Iată unde sunt ele. Deci au fost pierdute în alveola acestui molar.
sunt dincolo de, deci aproape aici sunt în canalul nervului alveolar. Acea pacientă a venit cu parestezii, cu anestezii în zona respectivă. Sau acesta este foarte înalt și bineînțeles și aici a fost pierdut în alveola acestui dinte. Poziții aberante, evident mai departe și ax de implantare aberant. Aici le-am dat în paralel și seriat toate imaginile, pentru că a urmat explorarea cazului, am îndepărtat toate acele implanturi, am comblat alveolele respective și, bineînțeles, am înlocuit implanturile, pentru că le-am extras, propriu-zis. Sub această formă se poate discuta. Da? Aici se vede foarte clar unde este implantul ăsta, da? Este chiar în canal ăsta de asemenea, aici de asemenea. Iar aici, voi vedea, sunt în planuri diferite aceste implanturi. Ce se vede 2D e nimic față de 3D, ce veți vedea. Aici am îndepărtat, am realizat lifting sinusal, am aplicat elemente respective și aici urmează să completăm după ce se va realiza osteointegrarea greftelor aplicate, pentru că am comblat tot ceea ce am extras. La cazul propriu-zis, hai să vedem ce se vede. Deci, implanturile respective, probabil aici se vede mult mai clar de ce spuneam în planuri diferite. Acesta este foarte vestibularizat, acesta este foarte palatinizat. Deci, e situat într-o poziție oblică. Da? Deci, acum se vede foarte clar. Unul e aici, unul e dincolo. Iar acesta este pierdut în alveol. Deci, toate trei au poziții aberante. Extracția lor, bineînțeles, comblarea și, cum ați văzut, mai departe, înlocuirea lor. Peste tot explorând situația, deci le vedeam deja cu cheaguri, cu prezența, să spunem, a lor, îndepărtându-o din fundul alveolului, deci nu a fost chiar simplu. Alt caz descoperit, care, așa cum îl vedeți, restul relicvei implantare care, propriu-zis, probabil, au suferit fracturi și modelul respectiv care demonstrează pozițiile aberante de după. Sau alte situații, aici avem un canin inclus, medicul respectiv a implantat peste, așa cum se vede, aici a implantat acele elemente, mai exista încă un implant, dacă îl vedeți și din coace, care a căzut și pacientul a venit în urgență cu această situație. Bun, în cavitatea orală, iată, se vede complicațiile propriu-zise. Proteza, așa cum o vedeți, este în fel și chip căptușită, dar pacienta nu a purtat-o. Sau alte situații, așa cum le vedem pe acestea, aceste două implante sunt exact în sinus, deci ar trebui să realizez un lifting și, bineînțeles, o augmentare pe deasupra. Bun, trecem foarte repede, mai departe, la următoarea expunere, arcoxia. Sigur că e mult de povestit de cazurile de malpraxie sau putem face o analiză mult mai profundă a situației, dar timpul nu permite. Problema este că atât de mult s-au mulțit aceste cazuri și putem spune malpraxis nu numai când intri într-un canal sau când intri în sinus. Chiar pur și simplu lucrări protetice incorrect realizate, o ocluzie incorrectă, deci toate lucrurile la un loc fac virgulă ca acel caz să constituie un malpraxis. Bun. Am implantat, am protezat, dar mai ales după ce implantăm, așa cum se vede, avem situații în care avem nevoie de antiinflamatorii. Arcoxia, sigur că, așa cum vedem, este un antiinflamator nesteroidian, un inhibitor selectiv de COX-2 și, așa cum vedem, ca și frecvență, este utilizat în 86 de țări din lume, iar în România a pătruns din 2005. Hai să vedem dozele și să vedem indicațiile de utilizare. Sigur că dacă mai există și durere articulară, e foarte bine că odată cu susținerea post-chirurgicală, post-operatorie, realizăm și tratamentul respectiv
romantismal, dacă există, pentru că avem, după cum vedeți, și situații când necesită acest lucru, poliartită reumatoidă, spondilită anchilopoietică, anchilozantă sau boala artrozică, artrita gutoasă acută. Deci, iată, acestea cu roșu fiind dozele respective care trebuie urmărite. În general, așa cum vedem, sigur, ca și utilizare nouă, 90 mg odată, de 3, odată pe zi, 3 zile. Deci, iată că avem o foarte bună utilizare în urma intervențiilor chirurgicale și foarte bune efecte după utilizarea respectivă. Bun, deci iată că în tratamentele de scurtă durată, fiind foarte eficiente, presupunem că acest lanț chimic și indicațiile acestea, sigur, sunt specifice pentru acest tip, care mai departe vizează pe diferitele tipuri de durere și bineînțeles că spuneam că dacă se asociază intervenția chirurgicală la cazul unde mai întâlnim și această patologie, putem să ne adaptăm ca și doză patologiei respective, deci tratând la un loc absolut toate lucrurile care le avem în față. Deci, ca și metode, un studiu randomizat, dublu orb, controlat placebo, e făcut pe 588 de pacienți, chiar după simple, banale extracții cu complicații sau chiar odontectomia molarului de minte. Ameliorarea, după cum vedeți, este aproximativ egală cu ibuprofenul, cu diferitele sale efecte, care imediat după utilizare și administrare înseamnă cedarea durerii și chiar a edemului mult mai repede. Faptul că utilizăm o singură doză dacă mergem pe situația post-chirurgicală, efectul este foarte bun și e mult mai comod să realizezi tratamentul în acest sens. Intensitatea durerii, în general, pentru situații cu intensitate moderată. Bun, încât, în concluzie, acoxia are o vastă aplicare, așa cum vedeți, studiile sunt largi, pe 50.000 de pacienți până în prezent, cu o patologie vastă, dar se adaugă și situația când o utilizăm pe tărâmul medicinii dentare și o recomandă tot să o facem. Faptul că este o singură doză pe zi este ușor de aplicat, antialgic, antiinflamator, așa cum am spus, cu instalare foarte rapidă, tolerabilitate foarte bună și, bineînțeles, dozele pot să varieze în funcție de evaluarea, să spunem, a pacientului și a altor probleme pe care le are. Bun, iată că cele trei lucruri acționează rapid, ușor de administrat și avem și o siguranță privind problemele dozării chiar a zahărului în sânge, pentru că și asta mă interesează, este de preferat să o selectăm din gama largă antiinflamatorilor. Sigur că trecem de la un lucru la altul, poate aici, dar nu e de neglijat, pentru că, așa cum spuneam, în urmă cu 2 ani a pătruns și la noi în țară această tehnică a Invisalign-ului. Sigur că e o tehnică americană, dar care înseamnă o metodă modernă de corecție sau chiar în situațiile unor probleme ocluzale venind în completarea colegilor care au dezvoltat foarte mult acest subiect azi, în cazul malpozițiilor dentare. Așa cum vedem, iată explicația că în România a ajuns mai târziu, în 2011, probabil e în acord și cu situația financiară pe care o avem, pentru că totuși certificarea respectivă înseamnă mai departe o practică pe cazuri care înseamnă anumite costuri.
Ce putem spune ca și funcționare? E o funcționare individualizată, problemele ortodontice, evident, sunt primordiale. Ați văzut cum arată, deci e o gutieră simplă care se aplică și se face un tratament virtual clinic pe care și cu care putem stabili mai departe ce facem. Sigur că poate fi îndepărtat de pacient, este foarte confortabil în sensul acesta, riscuri foarte mici pentru decalcificări sau în condițiile unor rezorții, deci pe parodonțiu. Montarea se realizează foarte repede, cu un control imediat. Sistemul sau instrumentarul utilizat iarăși este sumar și, bineînțeles, permite la ora asta, chiar pentru practicienii stomatologi generaliști, să se poată înscrie la acest curs, nu neapărat să aibă cursuri sau specialitate de ortodonție. Deci avem două paliere de acțiune, și pentru ortodonți, dar și pentru practicieni generaliști de stomatologie generală. Iată pașii, crearea sistemului, crearea clinicecului, prezentarea planului și aprobarea lui, după care, bineînțeles, aici amprentarea, planul propriu-zis, sigur sunt situații și vom vedea de malpoziții mai grave, care poate practicianul și în principal ne-ar interesa în protetică, de ce nu, să redresăm poziția dinților și, sigur, anomalii mult mai simple, să le putem redresa, ca după aceea și chiar în contenții în parodontologie, pentru că avem și astfel de situații, după care să pornim la tratamentul propriu-zis. Iată, în ce indicații putem utiliza acest sistem. Avem sistemul Light, Ten și Full, în funcție de complicații, corecturi simple sau full correction, în sensul care avem malpoziții grave și, bineînțeles, anomalii scheletale, pentru că există și astfel de situații. Iată diferite exemplificări în acest sens, pornind de la cele simple până la cele de grad 2 și 3, care presupun grad de complicații în clase, care înseamnă deja un succes dacă îl utilizăm. Cât de dificil este aici întrebările care le putem pune în funcție de, așa cum vedem, înclinarea, gradele de înghesuire sau criza de spațiu sau, mai bine zis, ceea ce avem ca și decalaj, și cu codurile acestea, pe codurile respective, putem obține tratamentul respectiv. Codul negru e cel mai grav, ca să zicem așa, și care înseamnă deja asocierea și a unor brechețuri. Bun, aici avem exemplificările în sine, iată cutierele aplicate cu efectele deci situația dinainte și efectele după, cu planificarea înainte a situației, montarea respectiv, sigur, posibilitățile de igienizare sunt cele uzuale, cu purtarea respectivă timp de 2 săptămâni și mai departe la 2 săptămâni se poate aprecia modificarea planului propriu-zis de tratament și în condițiile de față, așa cum se vede, sigur că cel puțin pentru stomatologii generaliști trebuie să realizeze o colaborare foarte strânsă cu ortodontul. Dacă începem un tratament pentru o situație de mari poziții minore, e un lucru, dar dacă avem o situație de acest gen, fără asocierea brechețurilor, nu putem concepe o schemă completă de tratament. Ok, mulțumesc și mai departe un capitol deschis în Invisalign-ul, care de-abia a pătruns în România. Mulțumesc!